Această seară aș dori să avem ultima sesiune despre membralitatea în biserică. Este al treilea mesaj pe tema aceasta și în mod principal mă voi focaliza asupra responsabilităților unui membru în biserica locală. Cum ziceam în celelalte sesiuni, asta nu doar pentru cei care vor să fie membri, ci și pentru cei care sunt deja membri, da? Este un moment oportun, cred, ca să ne verificăm fiecare dintre noi dacă ne-am asumat în mod conștient și sincer responsabilitățile de membru în biserica locală, în această biserică locală. Cineva poate să-și asume, zice, eu sunt de acord cu tot ce spune Biblia. Știți cum zicea și ereticul Arius, nu? Sunt de acord cu tot ce spune Biblia. Așa spune cineva. Eu sunt de acord cu tot ce spune Biblia, dar să nu-și fie asumat niciodată conștient ce înseamnă să fiu un membru și să spună, da, vreau să fiu un membru în această adunare locală care înseamnă să fac asta, 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 asta și asta. Și așa mai departe, da? Despre acest lucru vom vorbi în această seară. Trebuie însă să înțelegem că există foarte multe influențe în viața noastră care se opun conceptului de membralitate în biserica locală. În primul rând, membralitatea în biserica locală nu înseamnă să fac parte din orice alt club. Da, poți să fii membru într-un club. În clubul șahiștilor, în clubul... ce vreți dumneavoastră. Nu e același lucru să fii membru în adunarea locală. Da? A fi membru într-o adunare locală este ceva diferit decât membralitatea într-un grup care are un anumit interes. Să fii membru în adunarea locală, de asemenea, are o opoziție, cel puțin în țară la noi, din partea experienței pe care s-ar putea să o avem atunci când am fost membri în alte adunări locale, da? Și să cărăm cu noi conceptele de acolo și să spună, să fiu un membru în adunarea locală înseamnă să fiu membru cum eram eu când eram nu știu unde. Și unde mă duceam la biserică, eram spectator, consumam și apoi mă duceam acasă și nimeni n-are voie să bage în viața mea. Asta înseamnă să fiu membru în adunarea locală. Da? Și de asemenea, bineînțeles, avem înrădăcinată noi înșine în firea pământească, care este răstignită, dar care mai zvârle din copite. Avem înrădăcinată în noi această predispoziție spre autonomie, spre independență. La un moment dat, chiar și eu care predic lucrurile acestea, mă simt incomod dacă cineva simt că atentează cumva la perimetrul ăla pe care eu l-am stabilit și spun, frate, ai voie să te bagi în viața mea până aici, da? Sunt tot felul de influențe, tot felul de factori care ne fac reticenți la conceptul biblic de membralitate. La ceea ce înseamnă să fiu membru în adunarea locală a Domnului Iisus Hristos, într-un trup local a Domnului Iisus Hristos. Care sunt responsabilitățile? Să înțelegem în seara aceasta fiecare dintre noi ce înseamnă ca eu să fiu membru. După acest mesaj s-ar putea să tragem concluzia că suntem membri în acte, dar nu suntem membri în practică. Fie că omitem să ne îndeplinim responsabilitățile de membru, da? Fie că le omitem inconștient, fie că le omitem în mod intenționat. Nu vrem să ne îndeplinim anumite responsabilități de membru. Și unii dintre noi poate am dezvoltat anumite tactici, tehnici de alunecare. Suntem așa foarte alunecoși. Nimeni să nu-i dea seama că noi nu ne îndeplinim responsabilitățile de membru în adunarea locală. De aceea pe mine și pe noi nu ne interesează să fim membri în acte, ci să fim membri în practică, da? Să fim mădulare vii într-o comunitate locală. Nu ți este de niciun folos să fii ca pielea moartă de la călcâi, da? Pe care poți să o tai chiar și cu cuțitul la unele persoane. Ești parte din trup, da? În realitate ești mort, n-ai niciun fel de funcție acolo, da? Noi vorbim despre o mădulare vii, născute din nou, locuite de Duhul Sfânt, active în trupul Domnului Iisus Hristos. Care sunt responsabilitățile unui membru în biserica locală? Le luăm pe cele mai simple, dar care se pare că au devenit foarte complicate în ultima perioadă de timp, ultimii zeci de ani. Participarea la slujbile adunării locale. Ei, evident prin sine însuși că acest lucru este fundamental pentru însăși existența unei biserici locale. Să particip activ la toate întâlnirile bisericii locale, la toate slujbele adunării locale. Când zice Evrei 10:25 să nu părăsim adunarea noastră cum au unei obicei, la ce se referă? Noi nu locuim în adunare, într-o clădire, împreună. Da?
El se referă să nu părăsești viața adunării locale. Iar un element principal din viața adunării locale este, sunt momentele alese împreună de închinare. Da? De închinare. Trebuie să fiu parte în slujbele obișnuite ale adunării locale. Aceste slujbe reprezintă principala metodă a Harului lui Dumnezeu. Aici se manifestă darurile Duhului Sfânt, aici se manifestă prezența lui Hristos, aici luăm cina Domnului, aici lăudăm pe Dumnezeu. Veți vedea că majoritatea responsabilităților de membru se îndeplinesc în aceste întâlniri. Cum pot să mă numesc eu membru în adunarea locală dacă nu sunt parte aici? Și dacă ai cotizat cel mai mult, dacă, uite, să presupunem că tu ai cotizat financiar cel mai mult la caseria acestei adunări, nu la colectă, când avem, la caseria acestei adunări, dar nu vii în mod frecvent. Este irelevant. Ascultați-mă, este irelevant. Pentru multe persoane care fac lucrul acesta, asta ar fi una dintre cele mai mari jigniri. Cum? Eu care dau, care am făcut, care am zidit, e pământul lui tata, avonul l-a făcut bunicul, băncile l-au construit străbunicul și așa mai departe. Cum vrei să spui că eu nu sunt membru în adunarea asta locală? Noi care am investit atât aici. Dacă nu ești cu noi, nu ești membru. Nu ești mădular. Sau cel puțin nu ești unul sănătos. Ești în acte, dar nu ești în practică. Da? Deci este necesar să fim în locul acesta. Cei care nu frecventează constant sau frecventează sacadat întâlnirile adunării trebuie încurajați, cercetați, mustrați și în ultimă instanță disciplinați. Asta trebuie să se întâmple. Da? Sau, nouul cuvânt pe care îl avem noi pentru acest lucru, trebuie scormoniți. Da? Este o traducere mai exactă, mai literală la Evrei 10. Trebuie scormoniți, da, așa, râcâiți, scărpinați, da? Spre binele lor, bineînțeles, când te mănâncă, te scarpi. În al doilea rând, o altă responsabilitate este supravegherea reciprocă pentru păstrarea purității bisericii. Purității bisericii. Ceea ce înseamnă că noi nu putem practica sindromul Cain, boala lui Cain, spirituala lui Cain. Când Dumnezeu îl întreabă pe Cain, unde este fratele tău Abel? Cain este, bineînțeles, un nesimțit de ultimă clasă. El nici măcar nu spune, nu știu. Să mintă, domnule, să mintă. El zice, ce treaba mea asta? Și m-a pus, m-a angajat cineva, păzitorul fratele meu? M-a chemat cineva? Nu, să fiu angajat? Nu, mă plătește careva pentru treaba asta? Nu, tata, asta e treaba Dumnezeu. El vede pretutinde, nu? Mulți așa se poartă în biserică. Ce, sunt eu păzitorul, sora Anca? Sau păzitorul lui Cristi? Ce treaba mea? Dacă... Dar viața lui, familia lui, treaba lui, relația lui cu Dumnezeu, ce treaba mea? Ai treabă. Dacă ar fi să răspundem la întrebarea stupidă a lui Cain, la ce sunt eu păzitorul fratelui meu, ce ar trebui să răspunzi? Da, ești! Da, ești păzitorul fratelui tău. Da? Dintr-un anumit punct de vedere, suntem păzitorii unii altora, la fel cum mădularele din trup se îngrijesc unele pe altele, au grijă unele de celelalte. Și acest lucru este evident prin sine însuși. Este adevărat că Duhul Sfânt are putere să ne păzească de orice cădere. Și Iuda spune, acela care are putere să ne păzească de orice cădere. Dar el ne păzește de orice cădere uneori prin faptul că fratele Mihai spune, Andrei, mi se pare că ai ceva nu-i cu bine, că ai început să mergi așa într-o parte, că-ți bat planetarele. Du-te la verificare. Și eu mă duc la verificare, da? Și ce treabă are el cu mine? Nu să mă verific, da? Mă duc să văd dacă lucrul acela este adevărat în viața mea. Duhul Sfânt lucrează prin fratele Mihai. Duhul Sfânt lucrează prin fratele Avram. Duhul Sfânt lucrează prin Iosif. Duhul Sfânt lucrează prin ceilalți. Tu nu știi ce gând, ce sentiment, ce impuls poate să aibă un frate de-a tău luminat de Duhul Sfânt, în care cuvântul lui Dumnezeu locuiește din belșug, ce impuls poate să aibă sau ce gând de la Dumnezeu poate să aibă, repet, locuit de Duhul Sfânt, luminat de Duhul Sfânt prin cuvântul lui Dumnezeu și veți vedea că foarte simplu s-ar putea să descopere în viața ta sau să observe în viața ta un lucru față de care tu ești complet orb. Complet orb. Fiecare dintre noi avem un unghi mort al vieții noastre. Vi s-a întâmplat, nu știu dacă vi s-a întâmplat în trafic. Eu cred că sunt șofer experimentat. Fac 10.000 de kilometri pe an. Deci frate Mihai nu vrea să fac așa mult. Și conduc și sunt foarte sigur pe ce fac și la un moment dat vreau să virez dreapta sau stânga, mă asigur în oglindă și când dau ăla mă claxonează. Și am un sentiment aproape când trăznește inima în mine.
A fost un unghi mort. Eu n-am văzut lucruri, dar eram 100% sigur că nu e nimeni acolo. La fel sunt lucruri în viața noastră, sunt 100% sigur că nu am o problemă într-o parte sau alta. Și sunt frații noștri pe care Dumnezeu i-a pus exact în unghiul nostru mort, unde el vede perfect ce tu nu vezi. Ce tu nu vezi. Prima dată vine cei firesc, s-ar putea să te deranjeze puțin, să te simți puțin ofticat, să fii puțin bosunflat, să te duci acasă, să clonțănești o leacă cu nevasta sau cu bărbatul tău și după aia zici, bă, cred că are totuși dreptate și trebuie să mă pocăiesc și să revizuiesc domeniul ăsta, aspectul ăsta, comportamentul ăsta, obiceiul ăsta și așa mai departe. Este o supraveghere reciprocă pentru păstrarea purității bisericii. Duhul Sfânt lucrează prin noi. Noi suntem locuiți de Duhul Sfânt și Duhul Sfânt lucrează prin noi. Supravegherea asta nu are în vedere doar participarea la întâlnirile adunărilor. Da? Ne supraveghem dacă venim sau nu venim. Asta e prima fază, asta e primul lucru. Ci umblarea noastră cu Domnul, trăirea noastră din fiecare zi. Soția mea este sora mea în Hristos și ea mă supraveghează pe mine nu doar ca soție, ci ca mădular în această biserică locală. Și soția mea, bineînțeles, cu Duhul blândeții și plină de Duhul Sfânt, o să trebuiască să-mi spună câteodată, tu nu, prin comportamentul tău, tu te descalifici și să te sui la amvon, frate. Frate! Ea mă tratează ca pe fratele, tu te descalifici. Dacă frații ar vedea comportamentul tău, frații nu te-ar mai putea asculta duminică, tu înțelegi? Pocăiește-te! Trebuie să se întâmple lucrul ăsta, da? Ea face lucrul ăsta ca soră în Hristos, care protejează în primul rând puritatea bisericii și onoarea lui Hristos în adunare. Nu imaginea mea de predicator. Imaginea mea de predicator este egal cu zero. Imaginea mea de predicator contează doar pentru că sunt predicator într-o biserică a Domnului Iisus Hristos unde trebuie să protejezi imaginea Domnului Iisus Hristos. De asta imaginea noastră contează. Contează ce imagine ai în fața lumii. Unii, avem toată muzica asta atât de cretină, nu ne interesează de nimeni, noi facem ce credem noi, ce simți noi, nu contează ce spune lumea și așa mai departe. Astea sunt prostii. Eu trebuie să-mi apăr imaginea și reputația pentru că eu sunt reprezentantul Domnului Iisus Hristos pe pământ împreună cu trupul local al Domnului Iisus. Și dacă imaginea mea și a bisericii este pătată, este pătată imaginea lui Hristos. Lui Hristos. Mărturia este foarte, foarte, foarte importantă. De aceea trebuie să ne facem parte unii altora, să ne mărturisim, să ne descoperim, să ne arătăm, să ne facem vulnerabili pentru ca ceilalți să vadă procesul sfințeniei noastre, să știe de bucuriile noastre, de necazurile noastre, de întristările noastre, de biruințele noastre. Ei să ia parte la umblarea noastră în Hristos. Altfel cum poate el să-și îndeplinească responsabilitatea asta față de mine? Da, dacă eu o fac pe Mutu, deci în rest îți foarte clonțos, dar îți mutalău, da? Iertați-mă expres, dar așa îs, cum îs unii de fapt, când stau de vorbă cu frații mei și totdeauna îs baricadat. Discutăm frumos, ne simțim bine, mâncăm, dar nu, nimeni nu intră sub carapacea mea. Eu sunt fel de mini-bisericuță. Fac parte dintre frații, dar niciodată ei nu cunosc bucuriile mele, falimentele mele, eșecurile mele, biruințele mele, întristările mele, necazurile mele. Da? În necazurile mele se vede umblarea mea cu Domnul. În bucuriile mele se vede umblarea mea cu Domnul. În biruințele mele se vede umblarea mea cu Domnul. Dacă frații nu văd lucrurile astea și nu le știu, poate nu le știu toți în aceeași măsură. Cu siguranță nu o să le știe toți în aceeași măsură, dar cineva trebuie să fie acolo parte cu tine, da? În lucrurile acestea, ca să supravegheze, să protejeze, să păstreze puritatea bisericii. Asta este funcția noastră. Funcția noastră. Zice Evrei 10 să ne îndemnăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Și când nu se vede dragostea și faptele bune, ce fac frații? Încep să ne scormonească. Asta fac. În al treilea rând, a treia responsabilitate este să contribuim la echiparea și ucenicia. La echiparea și ucenicia celor care fac parte din adunarea locală. Dar ăsta e cadrul primar lăsat de Dumnezeu pentru echipare și ucenicie. Nu institutele. Vezi, cred că și în cultul baptist și în alte culte pentecostale, probabil mai puțin la creștini după Evanghelie. Dar în general este mentalitatea asta. De exemplu, cineva n-ar putea să fie păstor dacă n-a absolvit un seminar. De ce? De ce? Cel mai bun loc de echipare și de ucenicie este în biserica locală. Eu sunt învățat, da? Eu sunt învățat teoretic cum ar trebui să fac anumite lucruri despărțit de biserica locală.
Ce este greșit. E ca și cum cineva l-ar învăța pe unul tâmplărie, dar el niciodată, nici măcar n-a mirosit praful ăla care iasă dintr-un atelier de tâmplărie. Și intră acolo și se pune la aparatele alea și tai mâinile din prima. El habar nu are să tai nici măcar cu traforașul, cu fierestrău, dar aminte să-l pui la aparatele alea. El trebuie să, acolo să facă practica. Acolo să învețe, da? Acolo. Uitați ce spune Scriptura. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evanghelici, pe alții păstori și învățători. Unde? Unde i-a dat? În institute, în universități, în seminarii, în toate au rolul lor și au, pot să fie bune numai dacă funcționează, dacă funcționează împreună cu biserica locală, care este locul principal de ucenicie, pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Acolo au fost date darurile astea. Și crezi dumneavoastră, ar fi fost Pavel un rector bun? Ar fi strâns Pavel niște bani pentru universitate? I-ar fi dat cineva? Eu zic că s-ar fi priceput la multe lucruri, Pavel. Nu crezi? La ce a scris? Eu cred că s-ar fi descurcat. Matei 28 este porunca dată ucenicilor, reprezentanța bisericii. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și nu spune băgați-i membralitatea bisericii, dați-le plicul cu zecioarul și ați terminat problema. Nu! Și învățați-i după botez, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Da? Trebuie să fim împreună parte din ucenicie, învățare și ucenicie în biserică. Asta este responsabilitatea noastră. Să stăm în acest cadru unde suntem în acest proces de ucenicie. Noi nu suntem ucenici unii altora, ci suntem în primul rând ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și Dumnezeu se folosește de ceilalți, începând cu învățătorii bisericii, cu pastorii bisericii, prezbiterii bisericii, se folosește de ceilalți pentru a ne desăvârși în acest proces de ucenicie. 4. Deși ar fi trebuit să fie prima. Responsabilitatea noastră este închinarea corporativă și congregațională. Am întâlnit în ultima vreme unii oameni care, de dragul de a transmite o anumită idee, și anume că ar trebui să ieșim mai mult în exterior și așa mai departe, au început să bajocorească întâlnirile adunării. Că stăm numai împreună, că ne ghetoizăm, că ne strângem ca la mănăstire și posibil, da, să dobândim o mentalitate din asta de silos, de mol, de ce mai vreți dumneavoastră. Dar, principala noastră responsabilitate ca biserică este închinarea. Și anumit o închinarea congregațională sau corporativă, ca să o diferențiez de orice altceva. Orice altceva. Adică, închinarea corporativă sau congregațională este momentul în care noi, ca trup local, ne înălțăm glasurile în cântare, în rugăciune, către Dumnezeu, da? Un moment cu totul solemn în care noi, într-un fel, pregustăm închinarea bisericii răscumpărate, glorificate. Ce vom face noi în împărăția lui Dumnezeu? Printre multe alte lucruri, cele mai solemne, da, frumoase momente vor fi când vom da glorie lui Dumnezeu. Când ne vom închina ca biserică glorificată, răscumpărată înaintea lui Dumnezeu. Și sunt repetate scene prezentate în cartea Apocalipsa, că asta vom face. Când facem lucrul ăsta pe pământ, gândiți, procesați de fiecare dată lucrul acesta. Facem un lucru cu totul și cu totul deosebit. Pavel spune în Efeseni capitolul 3 că înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu se vede în biserică înaintea domniilor și stăpânirilor. Da? Suntem într-un fel, Calvin cred că spunea lucrul acesta, într-un amfiteatru al gloriei lui Dumnezeu. Și centrul acestui amfiteatru al gloriei lui Dumnezeu, deja de 2000 de ani, este biserica. Nu eu individ, da, dau slavă lui Dumnezeu și când sunt acasă cu soția, cu pruncii, când mai întâlnesc cu fratele Radu sau fratele Mihai și mai cânt o strofă de cântare cu ei, deși nu sunt eu un mare grozav cântăresc, dar Domnul Iisus îmi încălzește foarte mult inima și vreau să-L aud. Dar mai important decât momentele alea sunt momentele în care cu toată adunarea, când aud toată adunarea răscumpărată a Domnului Iisus Hristos și trupul ăsta local, mărit la un număr pe care mintea mea nu poate să-l cuprindă acum, va fi în veșnicie cu toți răscumpărații Domnului și va slăvi pe mielul. Asta nu este un lucru minor. Nu zicem după ce închinare, hai să trecem rapid peste astea, despre ce e vorba aici? Despre asta e vorba. Asta e scopul, închinarea. Asta este scopul, închinarea. Vorbiți între voi cu psalm, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești. Vedeți aspectul orizontal al cântării? Zice să vorbim între noi. E ca și cum m-aș duce la fratele Ciprian și aș începe să-i cânt o cântare. Da? Eu îl edific pe fratele meu prin cântare. În același timp există un aspect vertical. Și aduceți din toată inima laudă Domnului. Da? Există o conexie între zidirea adunării prin cântare, prin închinare, prin rugăciune
Și aspectul acesta vertical, lăudându-L pe Dumnezeu, mulțumit totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Să ne dea Dumnezeu puterea să înțelegem aceste momente solemne de cântare, de rugăciune, de ceea ce facem în locul acesta. 5. Mărturisirea Evangheliei prin comuniunea la cina Domnului. Mărturisirea Evangheliei prin comuniunea la cina Domnului. Din nefericire, cina Domnului a devenit în unele locuri un mod de a se etala vrednicia. Cine este vrednic, rămâne în picioare. Oh, eu sunt vrednic, tu, restul stai jos. Este o nebunie. Eu sunt bajocurii al cerfei Domnului Iisus Hristos. Cine e vrednic? Cine a fost făcut vrednic de Iisus? Într-un sens, nu suntem niciunul vrednic fără Domnul Iisus Hristos. Într-un sens, toți suntem vrednici dacă am fost învredniciți de Domnul Iisus Hristos. Cum? Prin faptul că ne-am mântuit. Asta e vrednicia mea. Vrednicia mea e dacă recunosc în primul rând că nu sunt vrednic și vrednicia mea constă în al doilea rând după ce am recunoscut că nu sunt vrednic, că El este vrednic și mi-a dat și mie vrednicia aia. Atunci sunt vrednic. Și pot să stau în picioare drept din cauza Domnului Iisus Hristos, nu din cauza mea. Mărturisim niște lucruri glorioase la cina Domnului, printre care, de exemplu, la cina Domnului spune Scriptura că ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Ne împărtășim din jertfa Domnului, care are o putere și o valoare nesecată, nemărginită. Mereu și mereu. Dumneavoastră nu v-ați gândit niciodată, când vin la adunare și avem această structură, de exemplu, a slujbei de dimineață, în care lăudăm pe Dumnezeu, în care ne mărturisim păcatele, în care afirmăm iertarea păcatelor. Dumneavoastră procesați vreodată ce anume spunem noi despre noi în relația cu Domnul Iisus Hristos, când în fiecare duminică nu venim să ne spunem păcatele pe care le-am făcut acum 10 ani, înainte să ne pocăim, ci spunem păcatele pe care le-am făcut săptămâna aceea. Noi, credincioși născuți din nou, locuiți de Duhul Sfânt, vai de noi! Cum am ofensat numele lui Dumnezeu, vai de noi! Cum l-am întristat Duhul Sfânt! Și totuși, după aceea facem o afirmare a iertării păcatelor. Acea afirmare a iertării păcatelor ne este comunicată o dată pe lună, din păcate, prin cina Domnului. Noi nu ne amintim la cina Domnului cândva ne-au fost iertate câteva păcate, ci noi afirmăm la cina Domnului că ne-au fost iertate păcatele și beneficiem și acum din jertfa Domnului Iisus Hristos. Și iarăși din jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu acesta este lucrul care ne smerește? Că vii iară duminică și iară-ți mărturisești păcatele și El iară te iartă. Nu te smerește lucrul acesta? Pe mine mă smerește. Da. Cina Domnului arată împărtășirea continuă duhovnicească din Domnul Iisus Hristos. Este o proclamare a Evangheliei, adică ce a făcut Hristos, nu eu. Da? Prevestește marele ospăție escatologic. Când spune că vom bea nou acest pahar, zice, îl vom bea vinul acesta nou în împărăția lui Dumnezeu. Va fi un ospăț extraordinar. Și ospățul acela noi îl celebrăm, îl prevestim la cina Domnului. Eu afirm ceva despre finalul mântuirii mele. Cina Domnului este un mod prin care noi ne confirmăm unii pe alții și ne asigurăm, Duhul Sfânt ne asigură prin cina Domnului că vom avea parte de acel ospăț minunat la final. Nu vă stă gândul la el. Asta este cina Domnului. Noi gustăm parțial acum, dar va veni o zi în care vom gusta de plin. Vom gusta de plin din toate binecuvântările pe care Hristos le-a cumpărat pentru noi. Și cina Domnului declară apartenența noastră la Domnul Iisus Hristos, cât și separarea noastră de lume. De aceea este important ca la cina Domnului să se spună, nu la adunări nu se mai spune ca să nu jignească pe cei care vin și sunt vizitatori. La cina Domnului se spune că doar cei care sunt mântuiți în jertfa Domnului Iisus Hristos și au mărturisit public mântuirea aceasta pot să ia parte. Dar este o declarație, este o provocare pe care le-o dăm pentru cei care intră aici și nu sunt ai Domnului. Că vrem ca să fie ai Domnului, dar că nu poți să fie ai Domnului decât dacă mergi pe calea biblică. Da? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, că și toți luăm o parte din aceeași pâine. Și sunt mai multe texte. 6. O altă responsabilitate. Supunerea față de prezbiterii bisericii. Evrei 13:17. Ascultați de mai mari voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie. Deci auzi ce interes ar trebui să ai tu. Ce interes ar trebui să am eu și dumneavoastră. Să facem în asemenea fel încât fratele Mihai să ne slujească prin conducerea pe care Dumnezeu a dat-o în această biserică încât să facă lucrul acesta cu... Tu ar trebui să te întrebi dacă fratele Mihai din cauza ta se duce într-o seară acasă supărat, depresiv.
Că n-ai fost atent la mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Că în loc să fii atent, te-ai jucat. Că în loc să fii atent, ai făcut nu știu ce lucruri. Că în loc să fii atent, ai boscorodit în adunare. Dar trebuie să mă gândesc la asta. Dacă el nu cumva suspină în sufletul lui, ca păstor acestei adunări, în timp ce face slujirea pe care ar trebui să o facă cu bucurie, că este un privilegiu extraordinar pe care Dumnezeu i-a dat lui, nu dumneavoastră. Este un privilegiu fantastic. Și eu n-ar trebui să-i transform privilegiul ăsta într-un chin al sufletului lui. Înțelegeți? N-ar trebui să-l transform într-un chin al sufletului. Ar trebui să-i fac lucrul acesta ușor, de fiecare dată când îmi spune un lucru. Eu ar trebui să fiu moale, să mă plec ușor sub învățătura, îndrumarea cuvântului lui Dumnezeu, ca să nu-l fac să facă lucrul acesta suspinând. Suspinând. Credeți că suspină? Vă spun că suspină. A suspinat și din cauza mea, suspină din cauza noastră. Da? Din cauza unor lucruri. Este responsabilitatea noastră să ascultăm de mai marii noștri când ei ne conduc în voia lui Dumnezeu. Ca să nu facă lucrul acesta suspinând, că zice așa. Căci așa ceva nu va fi de nici un folos. Eu încăpățânat, da? Eu oponent, eu comentând, eu tot discutând tot felul de lucruri, da? Opunându-mă îndrumării, opunându-mă conducerei. Și să înțelegem fiecare dintre noi, noi nu vorbim aici despre o spălare pe creier în care cineva spune orice enormitate și toată lumea e drept. Nu, vorbim despre o conducere prin cuvântul lui Dumnezeu, o slujire prin cuvântul lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu. Dar despre asta vorbim. Spuneți, este o responsabilitate a noastră. Din nefericire, să știți, multe adunări fac cu păstorii lor carne tocată. După ce s-o terminat slujba de duminică dimineață, se duc acasă, ce avem la felul întâi? Supă ardeleanască, la felul doi? Salată de păstor, îl toacă mărunt, la desert, tot pe fratele păstor. Și ală, îl întoarce pe toate părțile, îl prăjește, îl scoate, îl face, îl termină. Este foarte nociv pentru copiii noștri lucrul acesta. Eu m-am mai trezit vorbind aiurea și vedeți pruncul ăla care împlinește imediat 4 ani de zile, pruncul ăla de la 3 ani de zile colecta tot. Când l-am auzit ce lucruri am spus eu, că le repete exact, m-am înfiorat la gândul că o să le spună la ăștia despre care am vorbit. Că el e sincer. Tata, auziți despre tine? Pac, te-o rezolvat. Îți creează un conflict de 15 ani. Să vezi cum mai ieși din el. Asta nu înseamnă că ar trebui să... Știți cum e? Și dacă spui la cel mai bun prieten tău, este o vorbă. Fiecare prieten bun are un alt prieten bun și tot așa. Trebuie să ne pocăim și să avem grijă. Să avem grijă și să... practicăm supunerea asta duhovnicească. Duhovnicească. 7. Mărturisirea Evangheliei. Mărturisirea Evangheliei. Dacă simțiți că nu faceți destul în adunare, ziceți, noi ce facem în adunare? Uite ce facem în adunare. Simplu. Aici înăuntru ne echipăm, învățăm ca să ieșim afară și să comunicăm Evanghelia. Și vă spun, dacă fiecare membru din adunările care sunt în țara asta, dacă fiecare membru și-ar îndeplini în fiecare zi responsabilitatea de a fi martor a Domnului Iisus Hristos, niciunul dintre ei n-ar căuta o biserică super pragmatică care are o grămadă de activități. Niciunul dintre ei. Ar fi atâta de consumat de însăși activitatea mărturisirii Domnului Iisus Hristos la vecini, la prieteni, pe stradă, la locul de muncă, încât n-ar mai căuta niciun fel de activitate extra bisericească, pe lângă biserică și așa mai departe. N-ar mai căuta așa ceva. Cele mai de succes adunări din țara noastră, nu știu dacă Dumnezeu să mă ierte dacă n-ar trebui să le numesc adunări, cele mai de succes adunări din țara aceasta sunt adunări în care există un conducător, un lider super carismatic, un om cu viziune, un om cu o voce pregătită, cu foarte bună retorică și un om care știe să dea de lucru la fiecare om din adunare. Domnul știe să facă orice. Mă, fii atent. Facem pixuri, facem căni, facem orice, toată lumea să fie involvată. Să fie involvată toată lumea, domnule. Să fie involvată. Da? Sunt ironic când zic involvată. Da? Vor să fie involvați toți, domnule. Să se simtă parte dintr-un proiect mare. Uite cel mai mare proiect. Mergeți până la margine pământului și vestește Evanghelia. La prietenii tăi, la colegii tăi, soțul tău, soția ta, copiii tăi și așa mai departe. Ce folos că s-au dezvoltat ca o caracatiță și întind tentacule în orice domeniu, domnule, în orice domeniu. Să pricep în toate lucrurile și fac de toate lucrurile, dar nu mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos, personal. Ce folos? Asta este responsabilitatea noastră. Fapte 4:31, zeci de versete. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt
și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Toți! Fără niciun fel de excepție. Fără niciun fel de excepție. Asta ar fi cea mai mare mulțumire a noastră și ar fi aprecierea pe care Dumnezeu ar avea, o bucurie pe care Dumnezeu ar avea, zice că cerul întreg se bucură când un suflet se întoarce la Dumnezeu. Păstrarea unității doctrinare este responsabilitatea noastră. Ia zice ce spune Scriptura. Fapte 2 cu 42. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Cine? Frații stăruiau în învățătura apostolilor. Poți să ne spele păstorul capul cu ce vrea el. Creierii. Să zic că ce vrea el, noi credem. Aderăm la orice spune el. Da, Dumnezeu l-a lăsat să dea învățătura adunării. Fără doar și poate. Însă noi trebuie să fim oameni care protejăm lucrul acesta, învățătura care se dă în adunare, da? Contribuim la păstrarea unității doctrinare. 2 Tesaloniceni 3 cu 6. Numele Domnului nostru Iisus vă poruncim fraților să vă depărtați. Auziți? Frații fac un soi de disciplină. Să vă depărtați de orice frate care trăiește neorânduială și nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Oamenii acestea erau chemați să protejeze unitatea doctrinară a adunării. Să existe aceeași învățătură. Da? Să păstreze crezul apostolic, așa cum a fost descoperit de Dumnezeu prin acești oameni. O altă responsabilitate, ajutorarea membrilor aflați în nevoi. Că e vorba de nevoi spirituale sau de nevoi materiale. Că sunt prea multe texte, aveți în Fapte 2 descris, am avut un mesaj, nu în adunare recent, despre lucrul acesta, Roman 15:26. Cei din Macedonia și Ahaia au bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinții care sunt în Ierusalim. Vezi până unde s-a întins bunătatea lor și sensibilitatea lor pentru cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu? Ce treabă avem noi cu Ierusalimul? E prea departe. Nu avem trenuri, nu avem avioane, nu avem mașini. Cu ce să ne ducem să le dăm ajutoare? Nu și-au făcut probleme, da? Și apoi, membrii bisericii sunt creștini care au o mărturie publică curată. Adică trebuie să trăim fiecare dintre noi, să avem grijă să trăim o viață care să-i facă cinste Domnului nostru Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, noi nu suntem chemați, unii pot să confunde lucrul ăsta, noi nu suntem chemați să protejăm o imagine falsă în lume. Să ascundem lucrurile. Nu. Nu să ascundem lucrurile. Ci să păstrăm, să avem o mărturie publică curată, reală, adevărată. Și atunci când nu este, atunci când se strică, să o reparăm pe calea biblică. Dar nu măsluind lucrurile. 1 Corinteni 5:11. V-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar își zice frate, totuși este un curvar, lacom de bani, închinător la idoli, defăimător, bețiv, hrăpăreț, cu un astfel de om nici nu trebuie să mâncați. Eu cred că este o problemă tocmai în faptul acesta. Dar e prietenul meu. Nu contează. Cum îl vei trezi? Cum îi vei trezi conștiința? Unde se va rupe lanțul ăsta vicios? Ei, prietenul, și lua ăla și rămâne în păcatul lui și mărturia bisericii rămâne pătată pentru totdeauna. Cineva trebuie să aibă curajul acesta. Oameni născuți din nou, care să se despartă de acești oameni care trăiesc în păcatele astea și nu vor să se pocăiască. Își zice frate, are pretenții, dar nu are purtare de credincios. Că despre cei de afară îi judecă Dumnezeu, dați afară, zice Pavel, pe răul acesta, pe răul acela din mijlocul vostru. De ce să-l dea afară? Pentru că nu se pocăia. Nu pentru că păcătuise, ci pentru că nu se pocăia de păcatul lui. Da? Pentru că nu se pocăia de păcatul lui. Acestea sunt câteva responsabilități pe care le avem în biserică. Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți împreună să ni le îndeplinim. Nu este ușor, dar trebuie să o facem. Amin.